Vești importante pentru pensionari. Poștașii vor începe să împartă fluturașii cu pensiile recalculate, iar românii află câți bani primesc de la 1 septembrie, căci în doar câteva săptămâni vor primi noua pensie, însă de această dată recalculată. Mai este puțin, doar câteva săptămâni și aproximativ 4,8 milioane de seniori vor primi pensiile recalculate. Până atunci însă, poștașii din întreaga țară vor lucra la foc automat pentru împărțirea taloanelor cu sumele majorate. Executivul condus de premierul Marcel Ciolacu a dat asigurări că nu există nicio problemă în ceea ce privește achitarea pensiilor majorate, deși luna aceasta au fost anunțate o serie de probleme la buget. Prin urmare, începând cu data de 1 septembrie 2024, va intra în vigoare noua lege a pensiilor prin care seniorii vor primi pensiile recalculate. Anul acesta este a doua creștere a pensiilor, în condițiile în care acestea au fost indexate la 1 ianuarie cu 13,8%. Potrivit guvernanților, este vorba despre un efort financiar de 2,5 miliarde de lei pe lună, dar asigură că nu vor fi probleme în ceea ce privește plata pensiilor. Până la finele anului în curs, guvernul va cheltui numai puțin de 10 miliarde de lei pentru plata pensiilor recalculate. Tot pe marginea acestui subiect, Casa Națională de Pensii a mai anunțat că de la 1 ianuarie 2025. O nouă majorare va fi aplicată de aproximativ 15% în raport cu rata inflației, pe care o vor primi toți pensionarii români. Potrivit președintelui Casei de Pensii, Daniel Baciu, deciziile ar urma să fie distribuite la destinatari prin poștă. În perioada 15-31 august, pensionarii sunt sfătuiți să rămână acasă în perioada menționată pentru a putea semna de primire a documentelor care sunt confidențiale și se înmânează doar titularului. În caz contrar, plicurile revin la domiciliul poștal arondat, iar beneficiarii trebuie să se prezinte personal pentru a le ridica, relatează click.ro.